CSM Mădjili a dat încă o dată dovadă de perseverență și unitate în ceea ce privește handbalul masculin. Jucătorii au reușit să se impună în fața echipei CSN Vodari cu scorul de 32-28. Antrenorul Mihai Neacșu spune că, indiferent de accidentările pe care le-au suferit unii sportivi, echipa s-a mobilizat, iar rezultatul obținut este unul satisfăcător. A fost un joc dificil pentru noi, având în vedere faptul că aveam în echipă și 5 jucători accidentați, în incapacitate 100% de joc și făcut greșeli multe în prima repriză, în mod deosebit în faza de apărare. Reușit să ne apărăm mai bine. În repriza a doua am remontat, am finalizat cu mai multă liniște spre final și am câștigat. Adversarii cum au fost? Adversarii au fost buni. Îi știam mai de mult, noi jucăm destul de des împreună, ne cunoaștem foarte bine și replica lor a fost așa cum o așteptam, o replică serioasă. Au antrenori experimentați, pricepuți și copii ascultători. La fel de mulțumiți de victorie se declară și jucătorii care își cunoșteau adversarul și speră să obțină rezultate pozitive și în următoarele partide. Un meci dificil, dar totuși am câștigat. Adversarii? Au fost și ei destul de buni. Au fost buniții! Cum vă ajută victoria de azi? Ne ajută foarte mult, ne duce cred că pe locul 3. Ne bucurăm că am luat punctele și că ne ducem sus acolo. În pauza dintre reprize, jucătorii Mădjili au avut parte și de o surpriză. Echipa de voluntari de la Asociația Community Aid România a desfășurat campania intitulată Free Hugs, astfel că jucătorii au fost încurajați prin îmbrățișări.